Seara. Ce faci, Oranelu? Rămâna, bine venit. Bine m-am regăsit. Puși, puși, puși. Măi, dar ce, am venit eu la voi, nu-i așa? Da, să rămâna, mulțumim. Toți suntem tamponați. Eu am aterizat acum 20-30 de minute. Mă rog, măi, sunt tamponată emoțional. Tu ești tamponată emoțional. Dar am fost tamponată și fizic. O să încercăm. Am lipsit și eu după planetă vreo 3 zile. Am ieșit din muie. Ai văzut dacă pleci? Cum? Nu trebuie să pleci, din cauza ta se întâmplă totul. Da, când am plecat totul era ok. Între timp am aflat că domnul Alex Dobrescu a făcut o seară, o noapte, a petrecut o noapte de la pușcărie. Ordine de restricții, fel de fel de... Adună amintiri. Mai avea, să știi. Da. Amintiri de astea mai avea, și situația se prezintă fix așa cum probabil că dumneavoastră știți mai bine decât mine. Deși nu și-au dorit asta și nici Cristina, nici Alex, cel puțin la nivel declarativ, s-a ajuns la un război destul de urât ăsta, de familie, un post divorț practic, nu? Că la divorț n-a fost așa. Post-apocaliptic. Măi, dacă îmi permiți, deci mă rog, divorț, despărțirea un an de zile după ce noi ne-am despărțit, el s-a rugat de mine cu cer și cu pământul să ne împăcăm. Public, între prieteni, punea interpuși, surprize, tot felul de chestii. Da, pare că vine de nicăieri scandalul ăsta acum. Și când am decis, într-un final, hai mă să mă încercăm o dată. Corect. Ba. Pac! Așa a fost. Pac, ce pac diferit a fost față de cum era înainte? E același ca anul trecut. Un context foarte ciudat cu un grup de prieteni foarte ciudați. Ciudat. Da. Și, na, și grupul ciudat și prietenii ciudați. O alegere a lui pe care nu o înțeleg. Și anul trecut nici el n-a înțeles-o. Deci voi anul trecut ați hotărât să o luați pe drumuri separate din cauza acestui comportament ușor. Da, acum a urmărit fix același pattern. Asta vreau să zic. Apoi a urmat acea perioadă în care s-a rugat de tine să vă împăcați. Da. În această perioadă în care s-a rugat de tine să vă împăcați, era schimbat în bine? Absolut! Dar toată lumea spunea, deci Doamne, incredibil! Bine. S-a întâmplat ceva, Doamne, minunat! Și când și-a văzut saci în căruță când tu ai acceptat, a revenit la comportamentul dubios deodată, pe care v-a făcut să vă despărțiți. Și s-a împăcat cu prietenul cu care, de care cel se despre care vorbea la emisiune? Da. Că e sufletul pereche. Sufletul pereche, dar s-a împăcat cu sufletul pereche. Și s-au pornit din nou pe dale lor rele. Am înțeles. Și a luat-o din nou bazuca și iată-ne unde am ajuns. Legat de astea rele, ne spui cât poți să ne spui. Eu doar trebuie să te avertizez că dacă sunt acuzații grave, s-ar putea să trebuiască să le dovedești. Dar nu sunt acuzații, că eu nu-l acuz de nimic. Eu, pentru dacă mine, vor fi, asta pentru mine acest bărbat, faptul că noi am făcut un copil minunat, să vă trăiască, Doamne ajută, sănătos, din fericire este minunată. Noi am decis să stăm foarte mult împreună cu ea primii ani, tocmai ca să aibă acest atașament al părinților. Corect. Să nu simtă că sunteți. În momentul în care au început discuțiile între noi, acum un an jumătate de fapt, și am decis să ne despărțim, am decis și pentru ea, ca să nu vadă, să nu fie martoră. Și încă acum un an jumătate era foarte mică. N-ar fi înțeles mare lucru. Acum înțelege. Acum, în schimb, înțelege, da. Și din păcate a fost martoră la câteva... Ce a văzut, mai exact? Păi... Primul scandal în urma căruia i-a fost emis acest ordin de restricție nu a fost în prezența ei mei, pentru că era la grădiniță. Uh-huh. În schimb, el, deși știa care ordin de restricție... Nu-i mai spune numele, îi spune doar ca să nu fie copilului? Recunoscută. Okay. Deși știa care acest ordin, pentru că a fost anunțat de poliție, a fost anunțat de grefier, se prezinte la termen, la judecătorie, l-a încălcat de 4 ori, în 24 de ore. Cât tu erai la Londra. Da. În timp ce eram la Londra. Da. Nu chiar, așa, mă. Da. L-a încălcat. A făcut-o cu bună știință. Și asta e întrebarea. La ultima... A făcut-o cu bună știință sau doar ai impresia că a făcut-o cu bună știință? Nu, a făcut-o cu bună știință. Adică a realizat? Da, pentru da, că da, înțeleg da, da. Că eram niște stări destul de euforici. Știa, l-am și arătat. Am înțeles. Și ultima oară era Emma, era fetița noastră acasă. Pentru că era vreo 8 seara. Da. Și... când a venit, a fost o chestie, nu știu dacă a fost coincidență sau nu, cineva foarte apropiat mie mi-a făcut o comandă cu o comandă de mâncare și așa, niște chestii, că nu reușeam telefonul, ceva așa, și mi-a făcut această comandă și mi-a zis, vezi că vine comanda.
Am lăsat ușa deschisă de la apartament ca să vadă fetița că sunt pe zonă. Da, da, da. Am coborât treptele, cele 10 trepte. Și când să ies pe ușă să-mi iau coletul, pac, a intrat el. De unde a intrat? De afară. Ah, ok. Și a intrat când l-a auzit cea mică. Îți dai seama, tati, tati. Normal. Normal, ce puteam să fac? Să urlu la el? N-am urlat la el. Ce cauți aici? N-ai voie să vii? Lasă-ne, nu știu ce. A venit să-și ia niște ghete. A fost violent cu tine, nu? A venit să-și ia niște ghete și când m-a văzut că pun mâna pe telefon la 112, a devenit agresiv. Și fetița a văzut tot. Dacă el și-ar fi luat doar niște ghete, crezi că ar fi plecat? Poftim? Dacă doar și-ar fi luat ghetele acelea, cred că ar fi plecat sau a venit nu, să te provoace? Nu, pentru că el a venit cu un scop. A venit să te provoace. Direct, da, da, da. Și pe el l-a enervat foarte tare că eu am sunat la 112, dar eu nu aveam de ales, pentru că el devenise deja agresiv și verbal și nu avea ce să caute acolo. Și a urmat ce s-a întâmplat în weekend. Și fetița a văzut tot. A văzut cea mică tot. S-a speriat. După care a doua zi... S-a speriat? Da, bineînțeles, a început să țipe, a plâns. Totul este înregistrat la 112, pentru că eu eram în apel cu 112. Copilul se aude cum țipă, el se aude cum spune niște lucruri. Am înțeles. Deci apelul există. Am înțeles. Bine, a existat și reținerea, adică... Dar a doua zi ce crezi? A venit iar. După la 12 ziua. După ce i-a dat drumul? Nu, nu. Asta a fost înainte. La 12 ziua, a doua zi... Păi pe el când l-a reținut? A doua zi. A, deci nu la prima tentativă. Nu. Că de ce găsit? Nu l-au reținut prima oară? Nu l-au găsit. A fugit. Da, și nu l-au găsit în oraș. L-au căutat. Am înțeles. A venit seara după agresiunea aceasta, a venit, l-au găsit polițiștii și a fost la poliție și a dat niște declarații. Dar, na, așa e legea. Am înțeles. Următoarea zi a venit iar. Păi cum naiba așa e legea? Pentru că următoarea zi putea să vină cu un topor să vă hăcuiască. Cum s-au mai întâmplat lucruri? Să știi că poliția a fost N-ai putut să demonstrezi că a fost la tine? Poftim? N-ai putut să demonstrezi că a fost la tine? Ba da, cum să nu? Și atunci cum de l-a lăsat liber să mai poată veni și a doua zi? Având și brățara pe Pentru că n-avea brățara. N-avea brățara. Nu, din păcate n-am reușit să... Păi nu, sunt două, știi ce zic? Sunt două variante. Tu ai sunat la poliție, nu l-au găsit, ori te credeau, păi și îl băgau la arest, ori nu te-au crezut, și l-au lăsat liber. Păi să te creadă și să-l lase liber este imposibil. Păi nu l-au găsit și când l-au găsit, el a venit cu un avocat. Păi ai zis că s-a dus la poliție, da, când l-au găsit. Da, a venit și a zis că el n-a știut de ordine de restricție. Ah, ok. Și l-au lăsat liber și a venit a doua zi la tine. A doua zi a venit iar, n-am crezut că vine. Asta încerc să spun, au fost situații în care a doua zi ăla care s-a întors, a omorât soția, iubita. A venit în urma unui apel pe care mi l-a făcut, deci m-a sunat. Deși nu avea voie să mă sune, m-a sunat de milioane de ori. Nu exagerez. Da, de da, zeci înțeleg. De ori. Ce spune? Apelul a fost pe speaker, cu avocatul meu, cu polițiștii, toată echipa de la secția 6. Nu pot să reproduc. A, nu și-a cerut scuze. A dat apelul să înjure, nu? Că aseară n-ai văzut că nu mi s-a întâmplat nimic. A, își bătea joc de poliție. Hai că vin acum! Te-a amenințat sau te înjura? Nu, îi bătea joc de poliție. Vorbă urâtă, bătaie de joc, n-a l-ați văzut. Și a venit, de data asta l-au legat. A doua zi, și mi-a zis atunci, hai că vin. Și îmi sunte să vii, că n-ai voie să vii. Vin! N-ai văzut că nu mi se întâmplă nimic? E, și-a furat-o. Că... Și-a venit! Da. Și l-au luat. L-au luat. L-au luat, dar l-au ținut 24 de ore, da. I-au dat drumul. I-au dat drumul pentru că Cica a plâns la judecătorie și a spus că el nu știu care ordin de restricție și că îi trebuia buletinul ca să ridice certificatul de deces. Pentru mama lui. Incinerarea mamei lui pe care o incinerase de 3 zile. Măi, oameni buni, să ne înțelegem. Un decedat nu poate fi înmormântat sau incinerat fără acest certificat de deces. Normal. Care i-a fost eliberat. Normal. El a avut buletinul. El, penultima dată când a venit și a lăsat actele acolo, când a venit chiar cu acest prieten, da. Suflet pereche, și a lăsat actele acolo, nici nu știu că și le-a lăsat acolo. După care a declarat public că el a venit să-și ia actele. Da, e